Mulțumim și noi foarte mult pentru acest interviu domnului Alexandru Arșinel, care a fost întotdeauna un prieten extraordinar și n-a fost singur. Dar subiectul principal al acestei zile rămâne fără dar și poate interviul acordat de Elena Udrea, unei cunoscute reviste de la noi, unde vorbește despre sarcina ei, despre fetița pe care o să o aducă pe lume, despre copilul pe care l-a pierdut, despre căsătoria care va urma, despre logoticul ei și despre viața pe care o duce în Costa Rica. La începutul acestui an, Elena Udrea a decis să părăsească România și să se stabilească în Costa Rica. 6 luni mai târziu a decis să vorbească deschis despre viața de acolo și să pună capăt speculațiilor despre sarcină. Da, pozele confirmă că e însărcinată în 8 luni și așteaptă o fetiță. Numele l-am ales. O cheamă Eva Maria. Maria a fost ușor de decis. Îi promisesem Sfintei Fecioare că îi va purta numele dacă îmi salvează măcar un copil și dacă va fi fetiță. De fapt, Elena Udrea trebuia să fie mamă de gemeni, dar în urma unei probleme de sănătate a pierdut unul dintre copii. S-a întâmplat într-o sâmbătă. Eu mă aflam la distanță de 2 ore de mers cu mașina de spital. Medicii erau acasă, au fost chemați special și a mai durat câteva ore până au putut interveni. Dumnezeu știe de ce trebuie să fie acum doar unul. Am depășit momentul pierderii celuilalt copil cu convingerea că așa a fost să fie. Elena Udrea a vorbit și despre momentul în care a aflat că procedura de fertilizare a funcționat și este însărcinată. Așteptam să treacă cele 2 săptămâni pentru a avea un rezultat cert la testul de sarcină. În ziua potrivită mi-am cumpărat 2 branduri de test, ca să fiu sigură. Am văzut liniuțele, l-am sunat pe Adrian și am spus că procedura a funcționat și că avem un bebe. Era fericit. De altfel, Adrian Ivanov este bărbatul care a făcut-o pe Elena Udrea să-și dorească să devină mamă și să se recăsătorească. Cred că dacă nu era Adrian, nu s-ar fi putut întâmpla. Felul lui deschis de a fi, viziunea asupra ceea ce e important să obții în viață, ideea de familie, care este centrul preocupărilor lui, m-au determinat să fac eu lucrurile diferit de data aceasta. Mi-am spus de ce nu. M-a cerut în căsătorie de câteva ori. Am zis da de fiecare dată. Ne-am logodit după 4 luni și ne-am stabilit planurile de viitor împreună. Am încercat chiar să organizăm nunta vara trecută, dar era din scurt și totul era ocupat. Despre viața ei actuală din Costa Rica, Elena Udrea a declarat: este o viață în așteptare. Am așteptat să pot veni acasă. Acum aștept să nasc. Am un program monoton față de viața de până acum. Zilele trec aproape la fel. Nu aș putea să descriu multe momente de care să am motive să îmi amintesc. Iar cea mai mare dorință a ei este să-mi aduc fetița acasă.